Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Brașovul în direct. În această seară vom vorbi despre sănătatea brașoveană, așa cum se vede ea de la nivelul Consiliului Județean. Vom discuta și despre activitatea forului județean, pentru că nu e așa, este o activitate care ne privește pe noi pe toți. Dați-mi voie mai întâi să urez la mulți ani celor ce mâine își aniversează ziua de nume. La mulți ani și invitatei mele, pentru că este vorba de consilierul județean Gabriela Brebeanu. Bună seara, bine ați venit, la mulți ani pentru mâine. Bună seara și vă mulțumesc de invitație, mulțumesc pentru urări. Ne-am propus în această seară să analizăm puțin sănătatea brașoveană. Eu am denumit această emisiune Transparență în sănătatea brașoveană, aceasta pornind și de la câteva acțiuni în ceea ce privește transparența în acest domeniu vital pentru noi, pe care dumneavoastră le-ați avut. Vom discuta, avem timp despre toate aceste lucruri, pentru că sunteți la primul mandat de consilier județean. V-aș întreba cum e până acum, cum a fost, cum au trecut acești ani. Până acum pot să vă spun că a fost o activitate îndelungă a Comisiei de Sănătate, din care fac parte și sunt secretară acestei comisii de Sănătate. Am avut acțiuni de informare, a trebuit să ne pregătim, toți membrii. Ne interesează ce se întâmplă cu sănătatea din județul Brașov, ne interesează de sănătatea oamenilor și cetățenilor pe care noi îi vedem și ne întâlnim cu ei în fiecare zi pe stradă sau în alte locuri. În continuare, suntem foarte atenți și foarte vigilenți la tot ce aprobăm în Consiliul Județean și un lucru pe care l-am spus la începutul mandatului, sănătatea nu trebuie să aibă nici culoare, nici miros politic. Așa este. Până la urmă, această Comisie de Sănătate se ocupă de tot ceea ce înseamnă în acest domeniu, nu? De instituțiile sanitare din subordinea Consiliului Județean. Din subordinea Consiliului Județean, de unitățile spitalicești și de centrele de plasament a copilor din cadrul Direcției Generale a Protecției Copilului și a Persoanelor Adulte. Faptul că noi ne întâlnim și membrii Comisiei de Sănătate se întâlnesc în afara celor două comisii care sunt prevăzute prin lege obligatoriu, da. Noi ne întâlnim și în afara acestor două comisii tocmai pentru a dezbate și pentru a vedea care este problema, esența din unitățile spitalicești și din cadrul acestor centre de, pentru copii. Am identificat o grămadă de probleme, sunt o grămadă de probleme, dar să știți că sunt și oameni care doresc să lucreze, care doresc să se ambiționeze pentru a lucra cu situația actuală din toată țara. Sunt oameni vigilenți, competenți și care nu doresc să părăsească țara. Asta e mare lucru. Atunci noi trebuie să le acordăm un sprijin și să votăm în cunoștință de cauză și să nu votăm pe bază de minciuni sau pe vorbe. Da. Oricum, activitatea acestei, din acest mandat a Comisiei de Sănătate este una foarte sonoră, să-i spunem așa, pentru că au mai fost, evident, în fiecare legislativ, Comisii de Sănătate. Probleme, evident, au fost și atunci, dar parcă niciodată, ca acum, nu s-au făcut vocile auzite. Într-adevăr, probleme s-au găsit sau, mă rog, ați descoperit și dumneavoastră și cu membrii Comisiei și la Direcția de Protecție a Copilului, la centrele de plasament. Acolo nu s-au luat măsuri până la urmă nici în ceea ce privește faptul că vine iarna și vedem cu toții că vine iarna. Cum ați văzut dumneavoastră? Cum ați descoperit aceste probleme și cam ce e de făcut? Ne-am descoperit mai multe probleme și nu neapărat aceasta că vine iarna și că copiii nu au apă caldă și n-au lemne pentru încălzire. În schimb, ne-am trezit în septembrie, când până atunci nu se făcuseră achiziționarea de lemne pentru căldură și pentru apă caldă. Este inuman să ții copii de la 2 ani până la 18 ani fără să se spele. Este inuman să-i ții în frig. Nu este posibil ca în instituțiile din județ sau instituțiile din municipiul Brașov să se stea la 30 de grade căldură, iar copiii aceia să aibă temperaturi foarte mici.
Tocmai de aceea noi am spus Comisia de Sănătate și am făcut o grămadă de cereri către conducerea Consiliului Județean, deși conducerea Consiliului Județean cunoaște această problemă și este alături de membrii Comisiei de Sănătate, nu s-au achiziționat până în ziua de astăzi încă lemne sau ni se spune că există sau ni s-a spus că la centru, de exemplu, din Dacia vor fi lemne. Vor fi când? Astăzi suntem în 7 noiembrie. Vor fi când? Așteptăm decembrie, ianuarie, februarie sau așteptăm luna mai când nu mai e nevoie de lemne? Poate o problemă de management și probabil acolo ar trebui umblat. Este o problemă de management, este un management defectuos, sunt oameni în schimb în direcția copilului care vor să se implice, dar se pare că s-a instalat o teroare. Dacă cineva, un șef de centru, spune ceva, nu este în regulă. Păi, dragilor, noi suntem consilieri județeni și aprobăm un buget pe baza unor calcule, pe baza unor estimări, da. Nu putem să ne batem joc de banul public. Banul public înseamnă banul de la mine, de la dumneavoastră, de la cetățean. Adică noi ne furăm unii pe alții. Faptul că este un management defectuos, noi dorim doar să schimbăm această stare. Nu avem nimic personal cu nimeni din direcția copilului, așa cum ni s-a spus. Nu, noi vrem ca să se gândească la copii, după care la angajați. Asta vreți ca problema, evident, să fie rezolvată, adică să nu sufere până la urmă asistații sociale, că astea sunt... Exact. Președintele Consiliului Județean împreună cu noi am dat cei mai mulți bani în această legislatură pentru sănătate și pentru direcția copilului. Nu e posibil să-ți bagi joc de așa ceva. Nu e posibil să-ți bagi joc de președintele Consiliului Județean, de consilieri județeni. Noi nu mergem acolo doar să facem figurație și să ne luăm o indemnizație. Nu. Nu cred că cineva stă după acea indemnizație. Da, exact. Asta vreau să spun, că nu e mare acusare acea indemnizație. Da. Însă iată că problemele sunt reale. Și până la urmă, Comisia de Sănătate, am înțeles, a sesizat aceste probleme. De nenumărate rânduri. De nenumărate rânduri. S-a atras atenția, pârghii legale pentru rezolvarea lor, aducerea cazului în discuție, probabil, o comisie de disciplină și după aceea asta ne ajută să sperăm că vor fi lemne sau... Bun, aceasta este o procedură lemne, cu comisia de disciplină și instituțiile și comisia de disciplină o să-și facă treaba. Pe noi ne interesează ca copiii să aibă lemne, să aibă căldură și apă caldă. Una e una, alta e alta. În cazul de față, am înțeles că au început câteva proceduri de achiziție de lemne, dar încă, de exemplu, la centrul din Dacia nu a ajuns. Da. Noi se spune că centrala s-a stricat, că merge pe centrală de curent, că curentul, normal că o să vină factura de curent foarte mare, nu ține instalația de curent foarte mult pentru că sunt calorifere în priză și date pe minim, pentru că și minim înseamnă călăi. Da? Deci nu există căldură. Asta este o problemă de management. Noi asta acuzăm. Pe noi nu interesează că nu s-au făcut achiziții pentru firme care să asigure mentenanța centralelor. Eu știu că acest lucru de achiziție de centrale și omul, ca orice om de la țară, își face vara... Așa se spune, vara sanie, iarna car, exact, până la urmă. Exact. Deci ne aduce în discuție că au durat foarte mult documentele pentru a face achiziție. Cât poate să dureze aceste documente? Că domnul director a fost în concediu, că domnul director economic a plecat. Da. Bun, dar există directori. Este foarte bine să avem un loc călduț, să stăm la 30 de grade, să avem un loc călduț, să stăm pe scaun și să ne mai uităm pe câteva hârtii și să le semnăm, după care, hai că merge, a trecut ziua, leafa merge. Nu se mai poate. Da, nu se mai poate. Săracii copii. Până la urmă, copii... inuman, cum ați spus și noastră la începutul emisiunii, vorba până la urmă de să fim oameni. Bun, să sperăm că aceste probleme până la urmă vor fi rezolvate. Cum am spus, sunt probleme legate de management. Dincolo de acest lucru, mai sunt evident și probleme legate de situația financiară. Aici nici nu știu ce ar fi de spus, pentru că la rectificarea bugetară, județul Brașov aștepta să primească de la bugetul consolidat al statului, de la guvern, bani destul de mulți față de cât a primit. A primit numai 20% din câte știu, din cât s-au cerut, bani care urmau să meargă și spre centrele de asistență socială și așa mai departe. Deci e o deficiență și de bani aici, nu știu cum vezi rezolvarea noastră consiliului. Este o deficiență de bani. Da,
dar noi a trebuit să luăm de la investiții ca să dăm bani pentru, pentru direcția copilului, ceea ce nu este normal. Dar ne-am gândit, împreună cu președintele Consiliului Județean și cu toți consilierii județeni, indiferent de culoarea politică, copiii sunt pe primul punct și pe primul plan. Tocmai de aceea, din punctul acesta de vedere, o să avem o mică sincopă la partea de investiții. Deci ne descurcăm, dar asta nu trebuie să treneze. Adică, haideți că ne descurcăm anul acesta, mai facem și la anul viitor, tot așa cu management defectos. Nu se poate. Iar privitor la ce m-ați întrebat, se pare că Brașovul este pedepsit și nu este iubit de către cei de la București. De ce? Pentru că vedeți foarte bine, orașul s-a dezvoltat, se dezvoltă și acum toată lumea vede lucrul acesta. Vin investitori, la nivel județean la fel, am câștigat pe Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL, da. Pe PNDL, da, lucrări, deci lumea se mișcă, lumea vrea să facă, primarii vor să facă lucrul acesta. Se pare că Bucureștiul ne iubește, dar pentru asta nu o să stăm după București, noi ne facem treaba în Brașov. Da, așa este. Din păcate, niciodată nu ne-a prea iubit Bucureștiul, sau mă rog, cine este acum la conducerea, la conducerea țării, pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră, Brașovul, atât ca municipiu, cât și ca județ, până la urmă, când este vorba să contribuie la bugetul consolidat al statului, este undeva în vârful listei. Sigur. Undeva pe locul 3, locul 4, pe acolo se când e vorba să ne dea bani. Nu se întâmplă acest lucru. Nu se întâmplă. Pentru că se pare că nu ne iubesc. Dar noi, atât Consiliul Județean, cât și premierul Brașov, iubesc oamenii și iubesc cetățenii din oraș și din județul Brașov și tocmai de aceea noi suntem hotărâți, chiar dacă ei nu ne dau, noi să le dăm oamenilor. Așa este și, și sper, prin să aveți, mari. Da, sper să aveți prin și de unde și prin eforturi mari și, și vom mai comenta pe parcursul emisiunii, pentru că sunt destule lucruri pe care Consiliul Județean le face chiar și în domeniul sănătății. Ca o paranteză aș mai adăuga eu că dacă mai vin prin Brașov guvernanții sau cei care decid până la urmă câți bani se întorc Brașovului, n-ar fi rău să le spună lumea din Brașov vreo două vorbe, pentru că ei la noi vin, că vin la schi, că vin în weekenduri, așa le place să vină la, la Brașov. Când e vorba să facă așa ceva așa pentru Brașov, place, dar eu vă spun, și de aeroport, dacă este să vorbim, e același lucru, pentru că suport de la nivel central nu prea. Se fac foarte multe eforturi pentru aeroport, atât că președintele Consiliului Județean, cât și primarul Brașovului, George Scripcaru, dar se pare că vom reuși. Referitor la guvernanți, eu vă pot spune un lucru și numai din punct de vedere al aeroportului. Guvernanții își bat joc de oameni în fiecare zi. Dimineața la 8 declară ceva, la ora 12 se schimbă declarația, iar la ora 17 se adoptă altceva. Nu se poate. Da, eu aș vrea să, adică ar trebui să fiu avocatul diavolului și cumva să vă contrazic, însă nu prea pot, pentru că și eu, ca turmul, alimentez cu combustibil o mașină. Plătiți facturi. Și văd că, da, a crescut prețul, deși de acolo, de la nivel central, chiar de la nivelul Senatului, cineva nici nu știe că s-a scumpit motorina și s-a scumpit. Motorina, dar știți că s-a scumpit oul? S-a scumpit, evident. Deci ou ajunge imediat un leu. 0,85, 0,95 de bani. De la 0,65, 0,55. Știe vreun guvernant cât costă un ou acum? Da, nu știu, n-ar fi rău să întrebăm. Pâinea s-a scumpit. Și de, da, exact. Și de promisiuni erau cu totul altele. Promisiunile, nu știu, acum vine iarna, sper să nu fie vai de noi și să răzbim. Nu avem de ales până la urmă. Dacă tot suntem la activitatea guvernului, ce să vă mai contrazic, pentru că ați văzut, au început, mă rog, protestele de stradă din nou. Aici nu știu ce ar mai fi de comentat, s-a comentat, dar parcă tot timpul se încearcă schimbarea acestor legi. Nu știu, bine rău. Se scot taxe, se introduc din nou taxe. Zilele trecute ce citeam, taxa de mediu care s-a scos se va introduce din nou. Da. A fost o inițiativă a PNL-ului cu privire la majorarea alocației pentru copii de la 2 la 18 ani. O inițiativă foarte bună, da? Nu s-a aprobat. Da, la 200 de lei. Mai mult, mai mult de atât. Cu nonșalanță, atât ministrul Ioan Olguța Vasilescu, cât și câțiva parlamentari, colegi de-ai noștri, cetățeni de-ai noștri din Partidul Social Democrat, ne-au și spus, am votat cu bună știință. Eu nu mai înțeleg în ce lume trăim. Da. Votez cu bună știință ce? Bun, și promiți că vei veni. Pe programul de guvernare m-am uitat și eu și cred că și dumneavoastră și toată lumea. Ai spus că mărești, că faci, da? Bun, această majorare de alocație, de ce n-ai dorit? Pentru că nu sunt bani. Pentru că nu știi ce artificii financiare să mai faci ca să te ții de acel program. Care acel program, după părerea mea,
Da. Se văd oameni în stradă. De ce ies oamenii în stradă? Este posibil ca duminica la ora 7 seara sau la ora 6 să scoți omul din casă, de lângă copii, de lângă bătrânii pe care îi are în întreținere, să-i scoți din casă ca să îți câștigi un drept al tău și nu se știe dacă ți-l câștigi. Da, așa e. Nu se știe. Este și lipsă de comunicare. Până la urmă, fiecare răspunde, știți cum este. Asta înseamnă bătaie de joc. În fața alegătorilor și în fața cetățenilor. Ok, care, politica, da. Prin voturi. Care printr-un vot, cum să spun, cetățenii n-au făcut pe nimeni stăpân acolo unde este efemer. Așa este, trece timpul. Da. Iar oamenii mor pe stradă, mor în spitale. Da, din păcate asta este situația și la nivel național. La Brașov, cum spuneam, de bine de rău, lucrurile se mai mișcă. Iată, așa și la Spitalul Județean din Brașov corpul se reface. De intrat în reabilitare și se lucrează sub supravegherea strictă a președintelui Consiliului Județean. S-au alocat bani, v-am spus, pentru spitale, atât la neuropsihiatrie, cât și la Spitalul Județean, cât și la boli contagioase, în general la toate spitalele, la maternitate, cu care ne mândrim, la Spitalul de Copii, cu care, nu vă mai spunem, ne mândrim, și s-au achiziționat o grămadă de aparate care sunt necesare pentru copii, dar vedeți că acolo se poate un management bun? Da, vis-a-vis de ce problema de ce discutam. Exact, de exact. Deci oamenii sunt implicați și vor să facă. Da, într-adevăr, trebuie să lucrezi poate 20 de ore pe zi, dar îți asumi, pentru că e vorba de viața omului. Da, sunt lucruri cu care până la urmă nu ne putem juca. Vorbeam și de comunicare sau de lipsa comunicării, care la un moment dat poate genera probleme, cu atât mai mult în sănătate. Vorbeam de transparența în sistemul medical. La Spitalul Județean știu că ați încercat cât de cât să vă implicați în ceea ce privește transparența pactului medical. Adică un avizier, omul să știe exact ce se întâmplă acolo. Da, exact. Am cerut acesta chiar anul trecut și văd că s-a și realizat, chiar dacă s-a realizat după 3 luni de zile, dar s-a realizat un avizier pe fiecare secție în care să se specifice numele medicului, programul medicului și orarul dânsului. Acesta a fost un lucru foarte bun pentru că oamenii care veneau, cel puțin, nu neapărat pe secții, dar și jos la parter, nu știau dacă medicul acela mai este în Spitalul Județean sau lucrează în alt spital și nu exista o comunicare. Tocmai de aceea noi am cerut să fim transparenți, lucru care s-a și realizat și ne-a bucurat acest fapt pentru că managementul chiar a ținut cont de acest lucru. Un alt punct de vedere al meu pentru care chiar am făcut o grămadă de diligențe a fost mâncarea. Mâncarea era servită în, mă scuzați că spun, în acele gamele, deci că eram pe front. Da, lucru de care nu era normal. În afară că se făcea gălăgie și nu mai era estetic și nu neapărat estetic, dar nu era conform conform diligențelor din punct de vedere al sănătății. Iar acum am înțeles că, și de fapt am înțeles, am și văzut, se servește mâncarea în caserole de plastic. Da, ceea ce este foarte curat și elegant până la urmă. Probleme care până la urmă, iată, au fost rezolvate, deși simple așa, sunt în aparență simple. Sunt destul de importante. Sunt oamenii, să știți că nu cer lucruri mari, cer lucruri de bun simț și se pot face lucruri atât în spitale cât și la centrele de copii cu bani puțin, lucruri foarte mari și frumoase. Oamenii nu cer nu știu ce fântâni artezene sau nu știu ce autostrăzi. Nu, cer lucruri de bun simț. Da, eu sunt curios pentru că aici, în primul rând, în ceea ce privește activitatea Comisiei de Sănătate în care dumneavoastră activați, sunt mai mulți jucători și de toate aceste lucruri se leagă activitatea Comisiei, cum spuneam. Pe de o parte sunt furnizorii de servicii medicale, managerii și așa mai departe, pe de altă parte sunt brașovenii și cetățenii. Aș vrea să le luăm puțin pe rând. Cât de reticenți sau cât de deschiși au fost în a lucra cu dumneavoastră reprezentanții unităților sanitare din județ? Pentru că, așa cum am spus, pornind de la probleme reale, până la urmă, activitatea noastră a fost una intensă. Ați mers pe teren, nu neapărat în control, ci pur și simplu pentru ca să vedeți cum e situația la fața locului, că a fost Spitalul Județean, că a fost, nu știu ce, centru de plasament. Cum ați fost primiți? Că n-au mai făcut așa ceva până acum cu consilierii județeni. Nu mai făcut, într-adevăr, este o premieră, dar... Deși puteau, ca autodreptul. Sigur, dar vă spun, în capul locului, Comisia de Sănătate din cadrul Consiliului Județean este o comisie de control.
Nu. Așa am spus, suntem neapărat în control. Pentru noi că suntem nu e... aleși de către cetățeni și trebuie să ne facem treaba pe mandatul pe care îl avem. Am dorit să avem vizite de informare pentru că nu știam cu ce se mănâncă. Aveam o hârtie, dar nu vedeam exact ce e la fața locului. Tocmai de aceea, împreună cu președintele Comisiei de Sănătate, dați-mi voie să îi prezint pe colegii mei, președintele de Sănătate Andy Cadaș, care este consilier județean PNL, eu în funcția de secretar, Mariana Sebeni este consilier județean din cadrul Partidului Ecologist Român, Mihaela Șoneriu este colega mea de la PNL, consilier județean, colegii mei de la PSD, Radu Mitric și mă scuzați, îmi scapă. Nu cred că se supără, ne amintim. Nu cred că se supără, da. Dar să știți că cei patru, primii patru de care v-am enumerat, am fost în vizitele de informare și directorii din spitale ne-au privit bine. Nu au avut probleme. Au fost surprinși, au fost surprinși pentru că niciodată nu s-a întâmplat lucrul acesta și au fost dornici. Nu, au fost dornici să ne spună ce probleme sunt, exact, cu ce se confruntă și noi atunci imediat cât de cât am încercat să rezolvăm. Poate că era vorba de procedură de acte, poate că era vorba problemă de un document care s-a uitat undeva într-un sertar, dar s-au rezolvat aceste probleme și văd că lucrurile încep să funcționeze. Nu numai că au fost dornici, ne-au și contactat, au venit la audiențele noastre, au venit la ședințele de comisii, tocmai să ne aducă la vedere lucruri care au funcționat cu ajutorul nostru sau care mai funcționează un pic mai rău, dar tocmai în ideea ca să-i ajutăm. Și deja s-a creat o legătură foarte bună și asta este important atâta timp cât se bazează pe sinceritate. Așa este și acum aș merge în colegul partea, nostru este Dan Petrăreanu. Așa, Dan Petrăreanu, să nu se supere nimeni. Nu, să nu se supere, da. Nu a fost menționat. Aș merge acum în partea cealaltă a pacienților, a cetățenilor județului Brașov. Ați menționat noastră ceva de audiențe. Aveți și audiențe? Stați de vorbă. Da. Da, am audiențe, am și instalat deja din primul an de mandat audiențe la sediul Partidului Național Liberal din strada lungă numărul 12. În fiecare joi de la ora 13 la 15 și de la 16 la 18. Și să știți că cetățenii vin. Pot să vă spun că este cam o medie de două persoane în fiecare joi. Nu vin neapărat cu probleme de sănătate, vin cu tot felul de alte probleme, dar asta mi-am dat seama că oamenii nu sunt informați. Nu știu că trebuie să meargă la primărie pentru problema aceea, nu știu că trebuie să meargă la ANAF, nu știu că trebuie să meargă la Consiliul Județean, nu sunt informați pentru că nu, în general vin oameni mai în vârstă. Ei n-au acces la internet așa cum au tinerii. Lucru interesant, și asta discutam și cu colegii mei, că vin oamenii, pensionarii, cei de peste 60 de ani sau cei între 18 și 30 de ani. Aici mi-am dat seama că este un dezechilibru. Deși cei din prima categorie au acces la internet, bănuiesc că nu se uită la știri, nu se uită la partea de comunicare sau nu interesează decât atunci, da? Iar cei care sunt pensionari, decât ei citesc ziarele. Poate într-un ziar nu se specifică absolut toate problemele cu care se lovesc oamenii. Da. Eu fac aceste audiențe cu mare drag și faptul că îi invit pe ei să vină la audiențe și că îi direcționez către instituții, să știți că vin înapoi și spun, da, doamna, ați avut dreptate, mi-am rezolvat problema. S-a dus acolo, da, este mare lucru pentru... Au primit o informație, exact. Dacă nu o soluționare. Și cu membrii Comisiei de Sănătate sau consilierii județeni, eu întreb pentru că, nu știu, există vreo posibilitate de a discuta, cetățenii să discute cu dumneavoastră sau la aceste audiențe organizate de partid? În cadrul partidului cu toți cetățenii Brașovului, da, în care se discută și probleme de sănătate, dar noi avem comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean, unde invităm pe oricine este interesat să ne adreseze o întrebare. Nu trebuie să vină numai directorii de spitale sau numai șefii de centre, oricine, dar am și avut astfel. Au venit ONG-uri care ne-au adresat întrebări și
cu unele ONG-uri chiar am început să facem o colaborare, lucru care e mulțumitor pentru noi. Faptul că această Comisie de Sănătate, cum ați spus și dumneavoastră, este altceva decât până acum, bine, este altceva pentru că avem un președinte nou de Consiliul Județean, suntem tineri, suntem oameni care avem o afacere în spate sau lucrăm într-un domeniu anume bine pregătit și exact cum spuneam la început, nu stăm după această indemnizație. Noi chiar dorim să lucrăm pentru brașoveni. Pentru că după aceea, peste 4 ani, trebuie să avem un raport în fața cetățeanului. Cum am spus că, până la urmă, cetățeanul decide. Și nu putem să ne prezentăm, n-am făcut nimic, am luat o indemnizație și cam despre asta este vorba. Da. Eu vă doresc mult succes în activitate, mai ales rezolvarea problemelor pe care am apucat până la sfârșitul acestei emisiuni, iată, să le menționăm. Spuneam succes, putere de muncă și cum este să lucrați cu bărbații, vă întreb, pentru că în Consiliul Județean mai aveți vreo 3 sau 4 colege, cum este acolo? Aveți o voce auzită totuși. Am, da, și doamnele, colegele mele au o voce auzită. Lucrăm foarte bine. De obicei, noastră știți că aveți soție, femeia este organizată și poate e tipicară și nu lasă un lucru până nu se întâmplă. Lucrăm bine, nu avem nicio problemă, este important ca noi să fim sinceri unii față de alții și faptul că dorim și că nu ne lăsăm și nu ne vom lăsa, stimați telespectatori și cetățenii ai Brașovului, până nu vom duce toate lucrurile la capăt. Măcar dacă nu ducem 100 de probleme, măcar câteva să le rezolvăm și tot este mai mult decât nimic. Așa este. Vă mulțumesc încă o dată, la mulți ani pentru mulțumesc mine. Mulțumesc foarte mult. Cum spuneam, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Vă reamintesc că am stat de vorbă cu consilierul județean din partea Partidului Național Liberal, Gabriela Prebeanu, și secretar al Comisiei de Sănătate. Nu uitați și audiențele la partid de joi, cum spuneați. Toate cele bune pe data viitoare și sănătate! Vestimentația a fost oferită de Steilman, magazin Star, strada Nicolae Bălcescu numărul 62 și centrul comercial Coresi, strada Zaharia Stancu numărul 1.